Bună tuturor, eu sunt Teodora și astăzi vreau să vă povestesc despre psihologie, genetică și biologie celulară și moleculară. O să fie interesant. Psihologia este o materie cu 4 credite care se face într-un singur semestru. Deci scăpați repede de ea, dar este o materie destul de interesantă și din punctul meu de vedere e importantă să o faci chiar din anii preclinici ca să-ți aduci aminte că de fapt tu vei trata oameni și nu frigidere. La curs o să vă ocupați mai mult de aspecte pur teoretice și o să fie un pic ciudat când veți vorbi despre relația medic-pacient sau despre durere în termeni strict teoretici. Și lucrurile astea sunt, din punctul meu de vedere, trebuie să le simți atunci când ești de față cu pacientul. Mi se pare un pic ciudat să le abordezi așa din punct de vedere teoretic, dar mie mi-au plăcut cursurile, am fost la ele. Sunt decât 7 cursuri pe semestru, se fac alternativ prin rotație la Sahia, cel puțin așa se făceau până când a venit COVID-ul. Acum posibil să mute locația, nu se știe ce va fi. Dar ele se făceau alternativ, adică în săptămâna 1 făceau seriile din pare, să zicem 1, 3, 5, 7 și în săptămânile 2, 4, așa făceau celelalte serii. Deci nu trebuie să faceți drumul la Sahia de foarte multe ori. Deci la curs sunt abordate și noțiuni cum ar fi stresul, și asta este bună atât din perspectiva pacientului, dar și din perspectiva doctorului, adică se studiază și despre sindromul de burnout și într-un fel, dacă vreți să o luăm așa, materia asta e un fel de terapie pe gratis, adică poți afla și lucruri și șmecherii așa care te pot ajuta și pe tine personal ca student la medicină și mai departe ca profesionist în sistemul sanitar. Așa cum am zis, la curs se abordează noțiuni teoretice, dar mie i-a plăcut foarte mult pentru că domnul profesor pe care l-am avut întâi începea cu un exemplu pe care să-l înțeleagă oricine, apoi dădea noțiunea teoretică pompoasă și deja rețineai un pic altfel conceptul pe care tocmai l-a explicat, pentru că altfel înțelegi prin exemplificare. Și lucrul ăsta mi s-a părut foarte util și m-a ajutat în momentul în care am învățat să mă gândesc la exemplele respective. Chiar mi-am notat pe cursuri, uneori simte că a fost un exemplu că Gica dorea să se facă balerin, dar părinții au zis să se facă inginer și el era depresiv, de fapt săracul că nu devenise balerin. Și problema cu acest Gica este că el va deveni pacientul tău. Și poate tu ești gastroenterolog și nu știi de ce Gica tot are arsuri gastrice, de ce tot îi dai toate tipurile de antiacident și tot nu-i trece hiperaciditatea, ce se întâmplă Gica? Și problema cu acest Gica este că el la un moment dat poate deveni pacientul tău la gastroenterologie și zice, ok, ce mă interesează pe mine problemele din copilăria lui Gica că n-am devenit el balerin? Și tu încerci ca gastroenterolog și îi dai pentru hiperaciditatea lui, îi dai tot felul de medicamente de tip antiacid, îi dai inhibitor de pompe de proton de alucică, tot nu-i scade aciditatea gastrică. Și nu înțelegi de ce. De ce și de ce nu-i scade? Și după, dacă îi faci lucică o anamneză completă, îți dai seama că problema lui este că el este depresiv, că n-a devenit balerin. Este adevărat. Și îl macină asta, îl macină. Și are mult cortizol, are tot felul de hormoni care n-ar trebui să fie pe acolo și a luat o razna și stomacului. Așa că până nu-i tratezi depresia sau până când nu-i dai un tratament adjuvant pentru neîmplinirea dorințelor din copilărie, nici problema ta de gastro nu o să se ducă. Deci este important să cunoaștem un pic și partea asta psihologică și aspectul psihologic al bolilor. De asemenea, mai ales că sunt și boli care au debut psihologic, mai ales cele care au legătură cu intestinele, cu stomacul, durerile de burtă. Toți am avut emoții la un moment dat și ne-a durut burta, deci este important pentru că la un moment dat se poate ajunge la o condiție cronică și este destul de greu de diagnosticat. Deci este important să cunoaștem și latura asta psihologică și modul în care interogăm pacienții. Acest exemplu cu Gica și hiperaciditatea este unul din puținele pe care mi le aduc aminte de la curs. Cam ceva de genul ăsta este și la curs. Și e drăguț să mergeți să vedeți, mai auziți, țineți minte altfel ideea și rețineți altfel cum ați putea voi să puneți în practică noțiunile pe care le învățați.
Din păcate, la curs se studiază mai mult teoria și poate fi destul de greu când au termeni pompoși așa cum ar fi robustețe, excitabilitate nervoasă cronică, autoeficacitate și optimism, rolul de bolnav, strategii de coping, locusul de control. La curs o să întâlniți toți termenii ăștia dintr-o perspectivă destul de teoretică, să-i zic așa. În schimb, vin lucrările practice, unde depinde de asistentul pe care îl aveți. La lucrarea practică poate fi ceva foarte interactiv și drăguțel, sau poate fi și acolo un PowerPoint care se citește și cam mai descurcați-vă. Deci, din punctul ăsta de vedere, profesorul pe care l-am avut eu la curs a suplinit prin multe exemple practice și de multe ori erau destul de comice. Deci, deși era 8 dimineața și cam întotdeauna aveam norocul să fie ploaie când mă duceam la Sahia, a meritat drumul până acolo. Materialele din care învățăm. Avem o carte de curs, care oricum va fi recomandată în primul curs. O găsiți la editura facultății și la Xerox. De asemenea, acum, în anul meu, a ieșit pentru prima dată cartea de handouts, adică pe site-ul disciplinei, vă las link, acolo aveți PowerPoint-urile cursurilor, numai că la mine domnul profesor nu prea punea PowerPoint-urile, ci pur și simplu era o conversație liberă, cum ar veni. Simțeam că sunt la un fel de TED Talk la fiecare curs. Găsiți handout-urile și sunt bune, asta să citiți. Vă mai aduceți aminte, mai vedeți termeni cheie, lucruri importante. Nu știu dacă merită să vă cumpărați cărticica de handouts, pentru că oricum le găsiți pe internet. Și de asemenea, la cursuri se mai accentuează asta e important, asta nu e important, deci mai prindeți și de pe acolo cam ce trebuie să știți și pe ce se pune accentul. Mai este o cărticică de cazuri clinice, unde aveți o povestioară cam de o pagină, o pagină jumate. Este mică, subțire cartea, nu știu pe unde am rătăcit-o. Și acolo găsiți diverse cazuri clinice prezentate. De exemplu, o fată care se mută la facultate și se schimbă totul în viața ei și într-o dată începe să aibă, nu știu, reflux gastroesofagian și dureri de burtă. Și, bineînțeles, acesta nu era, de fapt, o problemă din punct de vedere al sistemului digestiv, ci era de ordin psihic totul. Pleca de acolo. Și, de asemenea, o să învățați mult și la LP și la curs. Se accentuează mult asta și chiar trebuie să știți pentru examen despre tipurile de comportament. Tipul A de comportament, spre exemplu, este cel care este foarte competitiv și vrea să fie el cel mai tare și nu te contrazici cu el că nu ai șanse de izbândă și tot așa. Tipurile acestea de personalitate, bineînțeles, se vor regăsi și printre pacienți și trebuie să știm să identificăm cât de cât categoria de personalitate ca să știm cum abordăm persoana și să vedem și care ar fi punctul ei de vedere. De asemenea, o să se accentueze destul de mult tulburările de personalitate, cum ar fi tipul schizoid, tipul paranoic, și tipurile astea de tulburări de personalitate se vor regăsi printre pacienți și trebuie să știm cum îi abordăm pe fiecare dintre examenul. Există grile complement simplu, așa cum a fost admit, există grile complement grupat, există grile așa cum sunt cele de la Cluj, de pot fi orice variantă în orice fel și pe aia pui bulinuțe. Și după există grila de la psihologie, care este un fel de grilă de Cluj, numai că ai cheie pentru fiecare dintre grile. Adică să zicem că avem un enunț, nu știu, despre psihosomatică este adevărat. Și după avem 5 afirmații, să zicem. Variază de la întrebare la întrebare. Să zicem că avem 5 afirmații și le vor părea adevărate. Și pot fi în orice fel, oricum. Și după ai cheia de răspuns. Varianta A, sunt corecte 1, 2, 3. Varianta B, sunt corecte 1, 5. Varianta C, sunt corecte 1, 3. Varianta D, sunt corecte 1, 4, 5. Toate astea sunt grupate în alt fel la fiecare grilă și mi s-a părut unul dintre cele mai grele sisteme de grilă. Nu este grilă tentativă, adică dacă veți greși grila, nu veți lua punctajul. Dar se pierde destul de ușor pentru că în principiu vor fi două afirmații clare și să zicem a treia va fi foarte neclară și bineînțeles o să fie varianta cu acele două afirmații și o să fie celelalte variante care le includ și pe celelalte neclare și
E destul de complicat și, din punctul meu de vedere, trebuie să înveți destul de mult pentru examenul ăsta, mai ales termenii cheie și să le știi definiția bine în momentul în care ajungi acolo. Se găsesc grile de la studenții din an mai mari și mai poți să le rezolvi, să te familiarizezi cu stilul și cam care este cerința și ce se cere de la tine, ce vor ei să știi. De asemenea, sunt două examene, examenul practic și examenul teoretic. Deși este foarte impropriu spus examen practic, pentru că este tot un examen de tip grilă sau sinteză, el este important ca să intri în examenul mare. Și mai este un lucru cu examenul practic, el contribuie la notă, dar numai dacă ai 9 sau 10. În timpul semestrului pe la mijloc se dă un colocviu și nota din colocviu va fi o treime din nota examenului practic. Iar examenul practic, propriu zis, reprezintă celelalte două treimi. O să se facă media ponderată între astea și dacă vei avea per total nota din examenul practic 9, la examenul teoretic ai în plus 0,5 sutim și dacă nota iese 10, vei avea în plus un punct întreg. Și este mare lucru pentru că, așa cum am zis, grilele sunt greuțe, sunt ciudățele și a fost un examen de tip 1 minut pe grilă, 50 de minute, 50 de grile și erau grile lungi, aveai de citit o grămadă, așa că chiar trebuie să învățați un pic pentru materia asta. Genetica este o materie de 5 credite care se face un singur semestru. În mod normal, genetica se făcea la Sahia, dar în anul meu, deci în 2019, am trecut într-o locație care se află între Megamall și Arena Națională, acolo am făcut genetica. Era destul de aiurea pentru că era fix diametral opus față de facultate în București, dar ne-am descurcat până la urmă, au fost înțelegători și știau că vom întârzia la genetică sau la următoarea materie pentru că eram departe în București. La genetică, în principiu, vor fi mai mulți profesori la curs. Adică nu veți face cursul cu un singur profesor, așa cum se întâmplă la anatomie, de exemplu. Aici fiecare curs va fi predat cam de altcineva. Eventual o să fie 2-3 cursuri predate de aceeași persoană, uneori succesiv, uneori nu. Așa că trebuie să fiți flexibili și să vă adaptați la stilul fiecărui profesor. În principiu, pentru examen vă trebuie materialele PowerPoint pe care le primiți de la curs. Genetica poate fi drăguțică, dar din punctul meu de vedere și nu numai al meu și al doamnei doctor cu care am făcut lucrările practice, nu mi s-a părut chiar o materie potrivită pentru anul întâi, semestrul întâi, pentru că o să vă întâlniți de mulți cei termeni medicali pe care voi nu-i cunoașteți încă. Și deja când vorbim despre un sindrom genetic, este deja o boală complexă, cu patologii în mai multe locuri, care pur și simplu în anul întâi nu le poți asimila, din punctul meu de vedere. O să învățați destul de multe boli, o să fie și destul de multe lucruri de tocit, cum ar fi genele care arată ca și când o pisică a trecut pe tastatură și după a mai făcut câteva drumuri dus întors. Singurul mod în care ați putea să învățați genele e să le tociți și să le luați pe clase de gene. Aici, de exemplu, eu mi-am sistematizat genele în mai multe clase și sunt gene care au nume pe care le puteți ține minte mai ușor, cum ar fi SOX. O să învățați mult despre ADN, despre ARN, despre cromozomi și despre materialul genetic și modul în care el se găsește în organism. Deci sunt și lucruri frumoase și logice la genetică. La lucrările practice o să învățați mai mult partea de patologie, o să se insiste mai mult pe acea parte. Și eu cel puțin chiar am avut noroc de o doamnă doctor care s-a ocupat așa de noi și ne-a dat lucruri cu implicații clinice. Și ne-a arătat cum se face un PCR, cum se face o amniocenteză, chiar ne-a adus de la spital niște probete, niște lucruri din astea care încă erau sterile și un act de amniocenteză ca să vedem și noi cum arată ustensilele și instrumentele cu care se realizează procedurile acestea. Ne-a adus odată niște lame de microscop pe care am văzut cromozom, adică la microscopul optic se văd cam așa cromozomii. Și e drăguț să
privesc cu ochiul liber după ce citești despre ei. Deci genetica are și părți frumoase, dar din păcate e și un pic de tocit. Eu am învățat cursurile, adică prezentările PowerPoint pe care le-am primit, și mi-am mai făcut multe sinteze, așa cum v-am arătat-o pe cea de la gene. Și genetica mi s-a părut greuță pentru că întâlnești, cum am zis, simptome sau caracteristici fenotipice, așa cum ar fi plica simiană, brachicefalie cu occipital plat, pseudomacroglosie. Poate nu știți ce înseamnă toți acești termeni, dar dacă vă zice că toate aceste caracteristici sunt specifice pentru sindromul Down, cu siguranță ați recunoaște boala. Asta spun că vă veți lovi de mulți termeni de genul acesta, pe care probabil nu o să vi explice. Poate da, nu am avut noroc și nu chiar la LP ne-a explicat frumos și ne-a prezentat aspectele acestea. Pe toți termenii aceștia de care o să vă loviți, este posibil să vă fie explicați. Nu la LP ne-au fost explicați foarte mult. La alte cursuri se prezintă animații, de exemplu pentru replicarea ADN-ului ne-au pus o animație, se găsește și pe YouTube, și ne-au explicat-o în română, în timp real. Și e altceva să înveți lucrurile astea într-o oarecare dinamică, pentru că așa din cărți și numai din poze și numai din text, câteodată e puțin greu să facem noi un joc de imaginație când deja pe internet există toate aspectele astea făcute de profesioniști. Deci chiar vă recomand să accesați și YouTube-ul cu toată încrederea și să vă uitați pentru materiale acolo, pentru că ajută. Cum am mai zis, eu pentru examen mi-am făcut un dosar, eu sunt fana dosarelor și în principiu am învățat materia de curs și am mai învățat din schemele pe care mi le-am făcut. Mi-am sistematizat materia din curs, am făcut desene, de exemplu cum este acesta prin care mi-am fetița aceasta, prin care am reprezentat o parte din trăsăturile fenotipice ale sindromului Silver-Russell. Deci, încercați și aici să învățați vizual ce se poate, încercați să faceți scheme sau să căutați scheme dacă nu veți găsi. De exemplu, asta cum este la transcripție. Și căutați scheme pentru procese. Cam asta este morala poveștii. La genetică e bine dacă ai o bază de dinainte, din liceu, pentru că, deși lucrurile îți sunt predate și aici, deci poți recupera fără nicio problemă, este deja mai bine când ajungi la primul curs și știi ce e la un intron, un exon, de ce este pre-ARN mesager și nu e din start ARN-ul matur. Deci ar fi bine să vă uitați pe lucrurile astea sau să mai revizuiți materialul care a fost preat în 12-a. Pentru partea de LP, bineînțeles, și acolo mi-am făcut un dosărel, de asta mai mic, mai subțire, și la fel am făcut tabele, mi-am făcut desene, scheme, multe desene le-am luat de pe YouTube. De exemplu, acesta pentru ciclu celular este luat dintr-un filmuleț de pe YouTube. O să scanez și materialele acestea și le voi pune pe site în curând. Adică, mi-am făcut conspecte, ce pot să zic, care m-au ajutat, numai că ele sunt făcute din materia pe care am primit-o eu la lucrarea practică și e posibil voi să primiți altceva. La alte grupe, de exemplu, profesorii pur și simplu au dictat, au venit și au dictat ca în liceu și studenții au scris pe care ce le-a fost cerut la LP. Depinde de la asistent la asistent ce vă cere până la urmă pentru examenul practic. Per total, genetica e o materie drăguțică, are 5 credite, deci atârnă destul de mult la media voastră. Examenul este de tip grilă. Noi am dat 50 de grile în 50 de minute. Grile de tip complement simplu și din acelea gen Cluj de poate fi oricare oricum. Parcă așa a fost sistemul de examinare la această materie. Grilele au fost formulate din cursurile pe care le-am primit. Deci, așa cum am zis, este o materie care are și detocit, dar are și părți interesante și drăguțe. Singura materie unde credeam pe bune că o să pic. Biocelul este o materie de semestru, deci nu veți face două semestre biocel. Se face alternativ, adică jumătate de an va face biocel și cealaltă jumătate va face biofizică, iar pe semestrul următor se inversează. Este o materie de 5 credite, deci de asemenea atârnă mult la medie.
Este o materie importantă în perspectivă atât pentru ceea ce se va descoperi în viitor la nivel celular, dar și din punct de vedere farmaceutic ne interesează cum interacționează medicamentele la nivel celular, pe ce receptură acționează, ce efecte se declanșează în celula respectivă și este important să știm cum funcționează celula în mod normal, ca să înțelegem cum funcționează în mod patologic și de ce, ca mai apoi să știm cum venim cu medicamentul ca să îndreptăm patologia. Deci este important să avem o bază bună de biochem pentru mai departe. Nu știu eu ce e mai departe, dar eu am trecut anul 2, dar ce am auzit de la prietenii din an mai mare este de știut că trebuie pentru mai încolo să știm bine, să avem niște baze solide la biochem. Biocelul sau biologie celulară și moleculară este un amalgam de biochimie și genetică și, bineînțeles, biologie celulară, până la urmă. Deci trebuie să aveți niște cunoștințe solide și de biochimie înainte de a începe să învățați materia asta. La biochimie, pe semestru întâi o să se facă substanțele, deci clasele de lipide, de proteine, de glucide și partea de genetică se studiază un pic și la biochimie, o să studiați acizii nucleici în principiu. Și la biocel o să se facă tot lucrurile astea, numai că, bineînțeles, din punct de vedere al celulei. Știu că la noi, la biochimie, am făcut tipurile de lipide undeva mai pe la mijlocul semestrului, iar la biocel primul curs a fost despre fosfolipidele membranare. Și a venit domnul profesor în amfiteatru și a început să ne povestească despre fosfatidilcolină, fosfatidilinozitol, fosfatidilserină, tot felul de substanțe de care nu auzisem în viața mea și toate erau foarte multe, foarte noi și despre fiecare trebuia să știm câte ceva. Și a fost mai mult șocul acesta că sunt multe informații noi de care eu nu mai auzisem. Din punctul ăsta de vedere, biocelul m-a speriat foarte tare. De fapt și de drept, aceste cursuri despre lipidele din membrană sau despre proteinele membranare sunt chiar unele dintre cele mai simple și directe cursuri, unde să zic așa că, într-un fel, e mai de tot ceala, adică trebuie să știi substanțele respective. Bineînțeles că odată ce le știi la biochimie și chiar le știi structura și știi despre cine este vorba, nu mai putem numi tot ceală propriu-zisă, dar până te familiarizezi cu termenii durează un pic. Apoi la biocel o să se studieze câteva procese de la nivelul celulei, cum ar fi transducția semnalului sau tipului de receptori membranari, semnalizarea celulară, care din nou sunt lucruri foarte importante pentru mai încolo. O să faceți despre citoscheletul asociat membranei și citoscheletul celulei, citoscheletul propriu-zis. O să învățați apoi despre organite, deci o să fie curs de mitocondrie, curs de ribozom, curs de peroxizom, curs de nucleu și bineînțeles la partea de nucleu intervine foarte mult genetica și este bine să știți de la genetică unele lucruri înainte, de asemenea și de la biochimie mai ajută pentru că cel puțin subiectul de împăturire a materialului genetic, deci de la ADN-ul bicatenar, cum se înfășoară cu nucleozom și după ajungem la cromozom în final. Lucrurile astea sunt comune și la genetică, și la biochimie, și la biocel. Deci există noțiuni care comunică între mai multe discipline. De asemenea, la biocel este de preferat să îl aveți pe semestrul al doilea, pentru că la cursul de mitocondrie, bineînțeles, se va studia o parte din metabolismul energetic. Și aici vorbesc despre fosforilarea oxidativă care se realizează la nivelul membranei interne mitocondriale. Toată treaba, partea asta de metabolism, este strânsă legătură cu partea de metabolism glucidic pe care o veți studia la biochimie pe semestrul 2. Și pe semestrul 2 pur și simplu nu ai noțiunile de la biochimie și te lovește niște termeni de care tu nu ai mai auzit. Eu vă recomand totuși ca să vă descurcați la mitocondrie, vă las linkul în descriere, un clip extrem de bun făcut de cei de la Harvard, special pentru lanțul respirator și ce se întâmplă la nivelul membranei mitocondriale. Deci chiar vă recomand acel clip și vă faceți treaba cu el. Și acum mă aduce să vorbesc despre cum învățăm la materia asta. Eu vă recomand cu toată căldura animațiile. Le găsiți pe YouTube, le găsiți pe internet.
Există de asemenea oameni pe YouTube care predau fie pe foaie de hârtie, fie pe o tablă și desenează în timp real. Nu au fost în stare poate sau nu au avut resursele să facă o animație, dar tot explică într-un fel dinamic. Încercați să vă faceți cât de multe scheme. Aici, de exemplu, am luat de pe YouTube, am făcut mai multe screenshot-uri și mi-am făcut un fel de animație pe hârtie pentru endocitoza mediată de receptori. De asemenea, o să învățați multe proteine și implicit o să învățați despre actină și miozină, care sunt fix cele din sarcomer. O să învățați despre contracția musculară și despre dinamica dintre actină și miozină. O să învățați despre asta la BioCell. De asemenea, niște animații sunt foarte utile ca să vedeți ce se întâmplă cu toate proteinele astea și cum se mișcă ele și cum ajung să deplaseze și să scurteze sarcomerul. Și cum am zis, la materia asta sunt procede multe care sunt foarte logice și printr-o animație le înțelegeți perfect, dar sunt și multe lucruri pe care într-o oarecare măsură trebuie să le doceți. O să vă loviți de foarte multe proteine. Aici, de exemplu, mi le-am sistematizat într-un tabel ca să îmi fie mai ușor. Și din nou, așa cum am zis, mi-am făcut multe scheme și multe desene. Dosarul ăsta o să îl încarc pe site. Trebuie să îl scanez și când va fi gata îl voi încărca. Și acum se pune problema de unde și ce învățăm pentru BioCell. Ei bine, aici trebuie să vă duceți la cursuri și să vedeți cursurile. Este bine să participați și eventual să vă faceți notări pe curs. De exemplu, aici pe imaginea asta de microscopie electronică, în momentul în care ne-a arătat ceva cu pointerul la tablă, îmi desenam și eu cu galben ca să-mi aduc aminte despre ce e vorba și aici îmi notam despre ce era vorba, în ce ne-a arătat, ca să-mi rămână. Sau subliniam cu highlighterul cuvintele pe care le accentua profesorul și să-mi rămână așa niște noțiuni cheie din slide-ul respectiv. Nu există o listă oficială de subiecte și, deși există mai multe variante care au fost rezolvate la un moment dat de studenți, nu este bătut în cuie că acelea sunt subiectele de examen veți trage din bilețelele acelea. Eu, de exemplu, am tras niște subiecte care au fost mai de sinteză într-un fel, adică eu nu am găsit în subiectele rezolvate fix subiectul pe care l-am avut eu la examen. Și a trebuit eu să fac legătura, adică nu este un material unde puteți toci așa pe bucățele. Chiar trebuie să înțelegeți materia asta ca pe un întreg și unde există proces unde se poate înțelege și unde există un clipuleț, un videoclip, orice pe YouTube, vă recomand să-l urmăriți și o să vă fie vouă mai ușor până la urmă. Eu am avut două variante de subiecte rezolvate, dar am auzit și de a treia în sesiune. Prima de care am dat era aceasta. Erau subiectele rezolvate destul de bine și erau și destul de sistematizate, adică aveau clasificări așa destul de clare și frumoase, dar nu mi s-a părut suficient. Adică întotdeauna mai reciteam și cursurile și până când nu m-am pus la punct cu biochimia, eu am simțit că nu pot învăța la BioCell. Apoi, mai spre sfârșitul semestrului, au apărut niște subiecte colorate. Nu știu de cine au fost făcute sau de unde au apărut, dar mi s-au părut cele mai bune și complete din punct de vedere al informațiilor. Deci, acestea sunt subiectele colorate și eu din subiectele colorate am învățat pentru examen. Dar am urmărit și cursurile și m-am asigurat că învăț și ceea ce se regăsește prin cursuri, nu numai informațiile din subiectele colorate. Cea de-a treia variantă de sinteze, cea care apărut la sfârșitul sau apărut prin sesiune, este acesta de sinteze. Sunt foarte scurtuțe subiectele, cum puteți vedea, ca un paragraf, două pe fiecare subiect. Dar asta nu este tocmai suficient pentru cerințele examenului, adică alea ar fi cam noțiunile pe care ar trebui să le știți pentru nota 7, cam așa. Este destul de puțin acolo și ar trebui să știți ceva mai mult decât există în sinteze. Documentul de variante rezolvate sinteze are undeva la 45 de pagini,
și pur și simplu informația nu este tocmai suficientă acolo, dar este foarte bună să treceți prin ea prima dată câtă vreme vă familiarizați cu domeniul. Ca surse suplimentare, ca să învățați al biocel, ar fi atlasele de histologie. Eu, de exemplu, am rosul și fiecare atlas de histo are la început un capitol cu noțiuni introductive de biocel, pentru că, până la urmă, nu putem să studiem țesuturile dacă nu înțelegem așa, măcar în linii mari, despre celule. Și, sincer să vă spun, mi-a plăcut foarte mult cum este prezentată partea de biocel în ros, pentru că are foarte multe desene și sub fiecare desen găsiți legenda desenului spus așa ca o poveste într-o ordine liniară a evenimentelor, să zic așa, și este foarte ușor de urmărit. Deci chiar are multe desene și îmi place cum este organizată această carte și dacă aș învăța din nou biocelul pentru prima dată, cu siguranță m-aș uita pe cartea asta. Atât când m-am uitat pe el, rosul mi se pare că seamănă cu anatomia lui grei pentru studenți, pentru că are desene, are și text și are implicații clinice. Dacă puteți observa pe pagina aceasta, sub desenul de aici, de sus, este un text un pic mai albăstrui pe coloana din stânga și aceea este o implicație clinică. Adică, de ce este important să învățăm noi lucrurile astea despre mitocondrie? Acolo era vorba de lanțul respirator. De ce trebuie să știm noi asta? În ce patologii întâlnim modificări sau lucruri care nu merg bine și noi trebuie să învățăm lucrurile astea? Și este mult mai ușor să învățați o materie de genul ăsta când aveți o perspectivă și știți pentru ce învățați lucrurile astea și cum se aplică într-o eventuală practică toate noțiunile astea teoretice care vin așa buluc pe voi și parcă nu se mai termină. Și așa cum am zis, îmi place să compar rosul cu o anatomie a lui grei pentru studenți, pentru care și multe tabele. Eu la examen chiar asta am avut despre microtubul și mi-a fost de mare ajutor să am lucrurile sistematizate în acest fel, într-un mod în care puteam să am încredere că toate informațiile importante sunt acolo. O altă carte din care puteți învăța este un tratat de fiziologie. Cum este boronul, de exemplu, eu pe acesta l-am. Nu l-am avut pentru biocen, nu l-am avut în anul 1, semestrul 1, dar am văzut scheme din el care mi s-au părut foarte utile, așa cum este aceasta pentru citoscheletul asociat membranei. Și sunt scheme foarte bune, mai ales că în acest tratat primele 3-4 capitole se bazează pe fiziologia la nivelul celulei și chiar aici, de exemplu, avem despre miozină. Și lucruri care se învață la biocel se suprapun foarte mult cu aceste prime capitole din boron sau cam orice tratat de fiziologie prezintă și o parte din genul acesta. Deci, ca o mică recapitulare, tratatele de histo au și ele o mică parte de biocel, au un mic rezumat la început și tratatele de fiziologie prezintă puțin ter partea de biocel. Dar de departe, sursa de care m-am folosit cel mai mult pentru a învăța la biocel a fost YouTube-ul. Am văzut o tonă de videoclipuri, nu toate au fost pe gustul meu, nu pe toate le-am înțeles. În cartea de subiecte, în aceasta, prima pe care v-am prezentat-o, chiar sunt din loc în loc link-uri care te trimit la anumite videoclipuri de pe YouTube și eu cu videoclipul acela am înțeles cascada adenila ciclazei, care, ce să vezi, mi-a picat la examen și cadrele didactice pe care le-am avut au fost foarte încântate că eu chiar am înțeles procesul și chiar înțelegeam ce se întâmplă acolo. Am fost în stare să le povestesc toată cascada asta ca pe o poveste. O să vedeți că vă întâlniți foarte mult cu cascada adenila ciclazei, atât la biocel, cât și la fiziologie și la biochimie pe semestrul 2. O să învățați foarte mult și AMP-ul ciclic este un mesager secund. Super important și chiar este important să înțelegeți lucrurile astea de la început și bine, că dacă tot faceți o treabă, să fie bună de la început. Per total, biocelul este o materie foarte drăguță. Chiar mi-a plăcut așa ca idee, dar am fost îngrozită de materia aceasta. Nu știam cum o să o scot la capăt, dar pe parcurs lucrurile s-au mai sedimentat, am mai acumulat cunoștințe de pe la biochimie și într-un final a fost ok.
Este o materie unde trebuie să înțelegeți toate procesele pe care le puteți înțelege, pentru că este și multigeneratorială. Încercați partea care e logică să o înțelegeți logic și să vă lăsați neuronul liber ca să poată toci ce e de tocit. Per total, e mult de învățat la materia aceasta și e foarte greoaie, dar mie chiar mi-a plăcut și odată ce am trecut de tot stresul examenului și m-am văzut cu examenul luat cu notă mare, am putut să apreciez materia asta și am trecut peste toate dificultățile și peste toate valorile pe care le-am învățat și toate lucrurile pe care le-am tocit. Și țin să vă spun că din anatomia de semestru întâi nu mai țin minte toate lucrurile, dar de la bio cel ce am înțeles din prima și acum mai țin minte. E că ceea ce înțelegeți logic, vă promit că o să rămână cu voi și merită să depuneți acest efort. Cam asta a fost și despre aceste trei materii. Dacă simțiți că vă ajută ce fac eu aici pe canal, dați un subscribe, recomandați prietenilor și nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram, unde am un cont care se numește Anatomy Illustrated, unde mai pun lucruri în special pentru admitere, dar mai pun și așa câteva detalii din viața medicinistă, poate să mai povestesc și despre practica de vară, deci urmăriți și contul acela dacă vă interesează ceea ce fac eu aici. Asta a fost și am avut de zis pentru azi, vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne auzim pe data viitoare!